ascultătorilor, știu că mulți sunteți interesați de rutina mea de îngrijire a tenului și, după cum vă spuneam, deja am făcut echipă cu Armelina pentru a spune împreună stop skin bullying. Așa că o să vă arăt pașii pe care eu îi fac pentru îngrijirea tenului meu. După cum probabil bănuiți, începem cu curățarea tenului chiar și după somn. Și dacă vă întrebați de ce mai am eu machiaj chiar acum, este pentru că ieri am fost model. Și ca să fii model înseamnă să porți foarte mult make-up pentru o ședință foto. Și mi-a mai rămas puțin creion și pentru asta o să folosesc această apă micelară și să vă învăț un truc pe care îl știu de la make-up artista mea. Anume, după ce am pus apa micelară pe dischetă, pleiam discheta în toate părțile ca apa să ajungă peste tot, ca nu cumva să existe zone mai aspre care să-ți poată irita în fel piel. După care aplic un produs hidratant, am aici Acne Minum Hidratare și Matifiere, o cremă pentru ten. Eu am tenul cu tendință de greșare în zona T, am spus asta de foarte multe ori și chiar dacă uneori îmi lucește, nu înseamnă neapărat că e hidratat, pentru că tenul nostru este expus în fiecare zi la o grămadă de radiații, la o grămadă de vânt, praf, alte minuni și ar trebui întotdeauna să avem grijă de el să fie hidratat. Exact cum avem grijă de noi. Dacă beți apă în fiecare zi, de ce nu v-ați hidratat tenul în fiecare zi? Și masăm bine crema hidratantă ca să intre în piele. Închei procesul cu un serum, al meu are și funcția de corectare și se aplică local pe zona dorită. Acest serum este bine să fie însoțit de un SPF. Probabil că ați auzit despre SPF când vine vorba de cremele cu protecție solară. Însă, știre șoc, SPF-ul nu se folosește doar atunci când mergem la plajă. SPF-ul ar trebui folosit în fiecare zi, indiferent de anul timp, pentru că fața noastră este expusă la radiații mereu. Citisem și că radiațiile de la telefon îți afectează tenul, așa că e bine să purtăm și să reaplicăm SPF-ul odată la 2 ore. Eu acest serum îl aplic în zona nasului, unde am puncte negre, și pe porii mei dilatați, care se află pe pomeți. Așadar, uitați câțiva pași super ușor pentru rutina potrivită și corectă tenului meu. Nu uitați că pe acnemin.ro aveți un quiz unde puteți să aflați care sunt produsele care vouă vi se potrivesc și haideți să spunem împreună stop skin bullying!